Bună să vă fie inima, dragilor. Dragilor, am ajuns la spitalul de aici. Now turn right and then you will reach your destination. Mergem să delivrăm o boxă la spital. Ia uitați, chiar așa am ajuns? Bună să vă fie inima. Vreau să mă prezint și eu în vlogul ăsta nou. Am început de aproape un an de zile vloguri, dar nu prea am postat, nu prea m-am bagat pe vlog, nu prea am vrut să intru pe vlog. Dar astăzi am decis să intru, să vă spun povestea mea. Am început de aproape un an de zile la o companie de delivrări, ca un fel de Amazon. Delivrăm boxe la oameni acasă. Mașina plină de boxe. Avem un Chrysler Pacifica din 2018 care mergem. Și în fiecare zi luăm o rută. Vom merge în fiecare oraș, vă voi prezenta în fiecare zi câte un oraș, sau de multe ori se întâmplă că la 2 zile, 3 zile același oraș, depinde de ruta care ne dă, și câteodată vrem să mergem în cea mai bună rută, cel mai bun oraș care se derivează repede, dar depinde cum ne dă. Mai lucrăm și la taile, eu mai fac și taile, am job-uri de taile. Când lucrez la taile, când mai lucrez la boxe. Acum depinde, cel mai ușor e la boxe să lucrezi, faci mai repede bani și mai ușor. Stai ca șofer și dai înainte. Astăzi am luat orașul Farmington. 75 de boxe avem în Farmington. Vom merge spre Farmington. Revenim cu noul update. Dacă vrei să susțineți canalul acesta, noul început, dați un comentariu, un share, un subscribe, un like. Dacă vă place materialele mele, o să încerc să filmez cât mai multe vloguri pe săptămână. Poate de multe ori nu o să intru pe vlog să vorbesc, dar o să vă filmez, o să vă arăt fiecare oraș, fazele care mai întâmpin prin traseu, casele care mai interesante. Sunt în unele zone niște case, băi frate, băi, te dă pe jos. Life is good, enjoy. Poate aveți mai multe păreri, mai multe idei despre ce ați vrea să vedeți pe canalul acesta, să îmi scrieți în comentariu. Ce să vă mai zic? Vom încerca să vă țin la curent cu toate întâmplările și fazele tari prin care vom trece. Vă să vedeți, bine vine acum o idee. O să încerc să postez câteva poze, să vedeți ce au oamenii pe acasă. Mă duc odată la unul, la o casă, ce să vezi, frate? Un cocoș la ușă. Ei, bine, bine pusei tu cocoșul la ușă. Să-ți cânte dimineața, la ora 3-4 dimineața, să te scoale. Să-ți deschidă ușa, eventual să te duci la lucru. Hai să vă zic o fază tare, așa, ca să
să vă țin la 3.20, la 3.80, la 220, la 120, la ce vreți. Eu am dat o rută, aia departe, la o oră aproape. Mă duc eu acolo, încep să delivrez, câteodată am și boxe, câteodată am și bags, pungi. Încerc eu să încep eu să delivrez. Și ce se vezi, frate? Pun mâna pe o pungă din aia. Ce are asta așa de ușoară? Când colo papuci, șlapi. Bun, încep eu să delivrez prima pungă cu șlapi. Merg la a doua, la a doua casă, iară șlapi. Merg la a treia casă, iară șlapi. Toți de pe stradă și din orașul respectiv ordonează sau comandă numai șlapi. O fi nebulit lumea să aibă nevoie numai de șlapi. Cred că oamenii ăștia au ordonat toți șlapi din America și nu mai sunt șlapi în magazine, mă. Când merg la următoarea casă, cred că aia a fost ultima casă. Că mă și plictisea, am zis, mă, nu mai delibrez numai șlapi. Să văd ce mai am, când colo iară șlapi. Mă duc, cred că aia a fost ultima casă, da, cred că ultima. Mă duc eu încet, scot punga din mașină, scanez barcode-ul, mă duc spre ușa din față, nu mă văd că iasă un bărbat dintr-o cameră, în capot, în halat de baie. Ce să vezi? Aștepta la ușă să-i aduc șlape, aștepta la ușă. Nu putea să meargă în dormitor, aștepta la ușă ca să iei șlapii. Uite, bă, omul nu poate să meargă în dormitor până nu îi aduc șlapii. Da, eu șlapii zic. Bă, da, voi toți ați ordonat șlapi ziua de astăzi. Ziua asta, toți ați luat șlapi. Ce-o fi făcut ăștia cu atâția șlapi? Și vorba aia, suntem, de fapt, s-a cam dus pandemia, asta a fost anul trecut, în 2021, da? S-a cam dus pandemia. A zic eu în gândul meu. Băi, frate, da? Ce-ți trebuie șlapi? Numai șlapi, numai papuci. De asta nu am mai fi găsit papuci odată când am mers la store. Ăștia au luat toți papuci. Ce are asta, mă? Bicicletă? Bicicletă de copii? Ia uite că eu am pus eticheta pe bicicletă. Ia uitați ce am aici. Hai să vă duc în Farmington. Farmington. Ce are aici, bă? Pun ăștia. Ia uite. Ia uite, mișcul drumului, pune cablu. Ia uite-te aici. Soare frumos. Bă, dimineața a fost o ceață. Haide, capul meu, a fost o ceață dimineață. Nici nu vedeam nimica. Mi se puse și ceață pe ochi și ceață pe afară. Da, uite acum ce frumos e. Uite ce frumos e. Ia uitați-vă ce cade la... A? Cum e? Bă, zic că de lac. E Lincoln. Lincoln, mă, că de lac, mă. Să zic, mă, Lincoln, old fashion, Lincoln. Bă, boys, ce vreau să vă zic? Să vă cer o părere. Mi-a luat un GoPro 10, numai ce mi-a luat. Bă, fraților, și am o problemă foarte complicată, zic eu. Uite, mă, ce Lincoln acolo, mă. Navitor. Am o problemă foarte complicată. Ce să vă zic? Bă, boys, când dau să start recording, când dau drumul să filmez,
adică în timp ce filmez, mai bine zis, nu văd pe aplicația asta pe telefon, Quick App GoPro, nu se vede. După ce opresc de filmat, se vede pe aplicație. Dar în timp ce filmez, while recording, nu se vede. Spune preview not available. Păi și-am mers și la Best Buy, și-am mers și la Casco, și-am mers peste tot. Nimeni nu-i dă de cap, spune că e problemă din software. GoPro are probleme la software din cauza la rezoluție foarte mare, 4K, 5K, 6K, cât ori mai fi, câte K-uri ori mai fi. Ia uitați cum mă duc până în casă la om aici. Stai să lăsăm încetul jos să nu se supere doamna, domnul. Păi și în timp ce filmez, ce pui să vorbesc ceva, în timp ce filmez, nu se vede. Păi și m-am dus la Best Buy, m-am dus la Casco, peste tot. Nu-i dă de capăt și gata. Nu-i dă de capăt și gata. Spune că software-ul, din cauza la software, software are probleme. Zic, na, asta e bună. Prima dată am luat nouăle. Dacă vă uitați, apropo, dacă vă uitați la vlogul anterior, am filmat eu un vlog cum am desfăcut GoPro 9. Uitați aici, pe aplicația de telefon, uite ce spune. Preview not available. De ce mă, nu se vede, mă? Că dacă o pun pe cap, nu văd ce filmez. M-am uitat la el, am început să plâng la el. Zic, te rog, vreau să te văd pe aplicație, nici când. Nu, frate, nu a vrut și gata. M-am dus înapoi, l-am dus la Best Buy. L-am returnat la Best Buy, am zis că nu merge și gata. Dar ce are? Nu merge. Nu funcționează, că de mers nu are cum să meargă, că nu are picioare. Nu funcționează, nu se arată. Oh, că să vezi că așa e din fabrică, că așa e de la corporație. M-am dus acolo, i-am deschis și optule, GoPro 8, am văzut că merge tot ok. Mă duc acasă, noaptea aproape n-am dormit deloc. Ziceam, mă, dar nu-mi place 8, nu-mi place și gata, nu-mi place, mă duc înapoi și returnez. A doua zi am mers înapoi la Best Buy și l-am returnat. M-a văzut aia, ce făcuși, bobiță? Iară veniși, tată. Ce nu mai merge? Păi, dar nu-mi place asta 8. Eu vreau ceva de calitate, să le arăt la oameni ceva de calitate, ceva bun, așa, ceva professional. Să încerc 10, l-am luat pe ăsta 10. Bă, ce să zic, adevărul că se vede foarte fain, totul e ok. Dar când l-am desfăcut, de față cu ei, mă, când l-am desfăcut, surprize. Aceasta e șansa ta. Te invit aici, dar vei regreta. Te invit aici, dar vei regreta. Ia să zic, aceeași problemă are și 10-le. Aceeași problemă are și 10-le. Nu merge. Nu merge și gata. Adică, după ce închide filmat, se vede pe cameră, se vede pe telefon. Păi și pe cameră se vede, totul e ok. Pe cameră se vede când filmez, pe cameră se vede și când nu filmez, pe telefon se vede când nu filmez, doar când filmez pe telefon nu se vede. Adică când filmez cu camera, în timp ce dau drumul la filmare, pe aplicația aia Quick nu mi-arată ce filmez. Dar după ce am închis filmarea, îmi arată ce am filmat, tot a fost ok. Doar nu pot să văd în timp ce filmez, live preview, nu pot să văd ce filmez, ce nu filmez. Întâi trebuie să o stabilesc de la început, să văd preview, cum se vede, să văd dacă totul e ok și atunci pot să dau drumul la start recording. Da. Ce să zic, mă? Dezamăgit total de prețul de la Peco. Nu, mă, dezamăgit total de GoPro.
Dar nici nu o să-l returnez pe ăsta 10, ăsta se vede foarte fain. Foarte fain se vede. Are așa un o rezoluție 5K. 5K. În data o să scoate 10K, 8K. Uite mă ce Tesla roșu acolo. Uite acolo ce Tesla roșu, ha? Uite acolo ce Tesla roșu. Ia uite. Ia uite ce Tesla roșu. Aude alta. Aude alta. Mergem după ea. Mergem după ea. O prindem. O prindem. Da. Da, da, da. Da, mă, și așa e cu GoPro, nu merge și gata. În timp ce filmez, pe aplicație nu se vede ce filmez. După ce am închis filmarea, atunci pot să văd. Adică nu-mi proiectează, mai bine zis, nu-mi proiectează pe aplicație ce filmez. Nu-mi proiectează, nu pot să văd ce filmez. Dar, înainte să filmez, atunci pot să mă uit să văd totul e bine, totul nu e bine. Și atunci vedem. Bă, fraților, dați-mi voi o idee ce aș putea să fac cu problema aceasta. Ce aș putea să fac cu problema aceasta de GoPro. Am încercat să fac update la GoPro. Am încercat să fac update la telefon. Am zis că, bă, poate telefonul are probleme. Nu, nici atât. Adune îți dă semnal, adică firmea de unde îți semnal ca să sun, ca să... Poate ăia au o problemă și nu îți dă voie să faci live preview. Ah, hai să sun, am sunat la Verizon, nimica, frate, au zis că nu au... Uite-te pe telefon că tu ești on. Tu e pornit live preview. Totul e ok. Zic, n-au bine atunci. Du-te înapoi la Best Buy, uite mă ce au zis ăștia. N-o, putem să facem. Și a fost acum, duminică chiar. Uite mă ce casă faină, mă! Uite mă ce casă faină, mă! Totul din cărămidă! Ha! Ai bani! Cine are bani are valoare. Cine nu stă la picioare. Ia-ți salvarea. Old Navy. Ce ori durată ăștia, mă, păpuci? Iară păpuci? N-au păpuci. Hăinuțe. Hăinuțe la copii. Nu dați bani pe prostii, cumpărați pixuri la copii. Nu dați bani pe prostii, cumpărați pixuri la copii. De mă, ce casă, mă. Cam asta e o zi din viața mea. Vă plimb în toate orașele de acum. Să încerc să fac daily vlog, să vedem dacă avem timp să începem să edităm. Încerc să fac ceva profesional, ceva de calitate. Dacă vă place, dați un share, un subscribe, un like, un comment. Încercați să fiți frumos în comentariu, să nu înjurați, să nu vorbiți urât, să fiți respectoși, ca să vă respect și eu pe voi. Să încerc să vă arăt faze comice, faze tare prin traseele care mergem. Câteodată vezi niște faze, băi frate, te ții efectiv cu mâna pe burtă de râs. Câte le mai trece prin cap la oameni să puie pe lângă casă. Cum spuseai de cocoșul ăla de la ușă. Pus unul la ușă, un cocoș, să-i cânte dimineața la ora 4, să-i deschide ușa, să-l trimată la lucru. Ia uite, bine, intru aici prin pădure, pe une. Ia uite. Am încercat să sun la customer service, la GoPro, am încercat să sun la ei, la corporation. Ce vorbești, frate? Cine ți răspunde? Cine ți răspunde? Ei sunt ocupați să mai fac update la alte GoPro-uri. Sau să mai scoate alte GoPro-uri, 10, 12, 13, 14, câte ori mai fi, câte ori va veni.
Ia, și spusei că am mers duminică la Best Buy din nou, pentru ultima dată. Am zis că gata, îmi dau demisia, îmi dau demisia de la încolo de GoPro. Am mers la ei acolo la Best Buy, la customer service, și am încercat să îi spun să mi-l facă, încerce să intre în el cu ciocanul, cu șurbența, cu ceva, să-mi dea drumul la aplicație să meargă. Și au zis că nu pot să fac nimica. Pur și simplu nu pot să fac nimica. Asta e o problemă din software. Deci nu numai tu, ai auzit că toți care își iau GoPro 9 și 10 în timp ce filmează nu se vede pe aplicație la telefon, dar după ce a închis filmarea se vede. Au zis că e o problemă de software, nu dă drumul. Din cauza că e rezoluția foarte mare, nu dă drumul. Nu dă drumul să se vadă pe telefon sau pe altceva. Am încercat și pe Android, acum eu am Apple, iPhone 13 Pro Max. Am încercat pe Android, pe S22 sau S21, care o fi. Am încercat să pun pe aplicație și să văd dacă merge. E un frate, nu merge nimic. Auzi cum are asta casa. În vale, ne ducem. Ce-a făcut ăsta? O lăsat ușa deschisă? Uite bă. Uite mă la el cum așteaptă, mă. De aiurea când îl pui pe cap GoPro și nu pur și simplu nu se vede când filmez, să vezi pe telefon, să vezi pe aplicație ce filmez, ce nu filmez. Odată la câteva minute trebuie să opresc filmarea și să mă uit să văd ce pot filma, ce filmez. Uite mă, aproape accident. Ia uite ce farmă faină. Ia uite ce farmă faină. Boys, sunt unde de boxe. Ce să zic, așa la un 50 de pounds. Sunt unele boxe foarte, foarte ușoare, sunt mari, sunt voluminoase, dar sunt foarte ușoare. Sunt unele vreo 25-30 de kilamin. Când mai lucrez la taile, știi că v-am zis că eu am și geaburi de taile. Deci așa de ocupat. Câteodată lucrez la boxe dimineața, delivrez boxe la oameni, pachete. Îmi iau câte o tură, așa până la 2-3 după masa și după aia lucrez la taile după masa, de la 4, de la 3, de la 4 până seara la 9-10. Sau când nu am chef și nu simt buna dispoziție, vin acasă, la 3 vin acasă. Stau postac așa. Dar nu mi-e în fire mie să stau degeaba. Sunt boxe, v-am zis, grele. Bă, da, grele. Oricum, mai mult de 50-60 de pounds nu au voie să pui, din cauza că eu când am semnat contractul spunea dacă ești available, dacă ești compatibil să ridici 50-60 de pounds maxim. Odată ce e mai mult, nu ai voie. Că așa e la companiile din America, nu ai voie, nu te lasă. Nu te lasă pentru că tu plătești insurance. Foarte puțin nu plătesc mult insurance. Dar plătești insurance și în cazul în care te-ai lovit, în cazul în care te doare spatele și nu mai vrei, ești obligați prin lege să te plătească undeva la vreo, nu știu, 2000-2500 dolari pe lună, plus medicamentele, spitalizare, dacă ai nevoie să mergi la spital, sau ei nu îți spune mai mult de 50 de pounds pe baxă. Mâncare, nu mâncare preparată, cumva care trebuie să o prepari tu, mâncare înghețată, carne sau mere, portocale, banane, juice-uri din astea, sucuri din astea la canuri, și alea sunt grele. Și de multe ori sunt unele case care trebuie să mergi pe jos câte 10-20 de metri de la mașină. Nu, ei mă plătesc la boxă. A, boy, se face bani frumoși așa la compania asta și e fain că eu sunt independent contractul, deci pur și simplu ești ca și cum ai avea geaburile tale, ești boss la tine în ogradă. Lucrezi la patronul tău, adică la tine.
Și pur și simplu tu câte baxe vrei să te iei, 100 de baxe, 200, cât faci față ziua aia sau cât ai chef, lucrezi de obicei cam în 3 ore, 4 ore, delivrezi 100 de baxe, depinde dacă se aproape casele una de alta sau la departare. Depinde dacă vrei să ții 100 de baxe, până la 1-2 după masă le delivrezi. Poți să te duci la 5 dimineața să încalci. Eu, când am început la compania asta anul trecut, în 2021 am început, mă duceam la 5 dimineața, eram primul. De obicei deschid de la 4 jumate compania, la warehouse. Și eram printre primii acolo care veneam. Da, te duci la companie dimineața sau la amiaza sau când vrei tu. Începi să scanezi, te duci la ei să vezi ce rută vrea să-ți dea ei. Începi să scanezi, scanezi fiecare boxă, scrii cu numărul, cu pixul pe boxă numărul, de la 1 la 100, la 200, la câte ai. Și după aia le încarci în mașină. Durează cam aproape jumătate de oră, maxim o oră, maxim. Și de acolo te duci la ruta care vrei să, la care ți-o dat-o ca să mergi să deliverezi. Tu la 5-6 dimineața când ajungi deja, au pe fiecare rută câte boxe sunt acolo. Fiecare rută, au vreo, nu știu, 68 de rute, nu știu câte sunt. Da. Și ia că am ajuns, uite aici un Ford No Entry. No Entry. No Entry. Auzi ce zice, mă, No Entry, nu-ți dă voie să mergi. Nu-ți dă voie să mergi. Da. Bună să vă fie inima. Am revenit cu un nou update prin Farmington. Haideți cu mine să vă duc prin cel mai mare, cel mai tare oraș, Michigan. O zicea unul Michigan. Parcă ai zice un gun, un pistol. Michigan, mici la gun. Oră, de ce l-o fi numit GoPro? Go de la dute și pro de la professional, dute profesional. A? Ziceți voi ca să ghicesc eu. Da, băi, cum vedeți? E soare frumos afară, 51 de grizi de grade Fahrenheit. Veni și în contra mea sau eu în contra ta? Hai de încoace, fata lui tata. Haide mă, scanează-te. Da, boys. Deci când ajungi la fiecare casă, trebuie să scanezi boxa cu telefonul, ai o aplicație pe telefon, tu pe care pui jos, selectezi opțiunea una lăsată la front door sau la garaj sau la side door, după care next și e deliverată. Asta e mașinuța noastră. Uite mă ce au ăștia pe aici, mă. Bă, boys, sper că nu îmi scrieți la comentarii că de ce țin telefonul în mână, că de ce nu-l pun acolo, că de ce nu... Bă, boys, sincer să vă zic, mai bine văd așa de aici, să fiu mai atent exact aici, telefonul în mână. Unde trebuie să fac, stânga, dreapta, decât să-l pun acolo, să-l iau iară, să-l pun acolo, să-l iau oară când, când ajung la customer, coleg de-a meu, în trafic și oprește la semafor și persoana respectivă din cealaltă mașină zice: dă telefonul jos, nu ținea telefonul în mână. Dar ăsta, colegul meu, zice: ce ai? Eu-s delivery. Toți ăștia am văzut că au telefoanele sau au aparatul la tableta aia lor,
tot așa, și o țină în mână sau pe mână aici undeva, un suport așa la mână și o ține la mână ca să fie mai ușor, să fie mai îndemânat să scaneze repede baxa când se coboară jos din mașină. Da, boys. Da, 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 boys. Ce soare și frumos. Trebuie să-mi dai eu geaca asta jos, să rămân în tricou, că e cald. E cald. Wow. Uite, mă, ce frumos, mă. Pe unde ajungi, mă? Mă, Benule, mă. Dacă... ce groapă. Ce groapă am dat. Uite aici ce frumos, mă. Uite, mă, 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 ce frumos, mă. Uite, ce case, mă. Uite, mă, ce case, mă. Bă, ai ocazia, uite, curcani. Vreți un curcan? Ia uite, curcane. Ia uite, curcane. Ăștia stau cu curcane în casă. Mă, bata, mama. Ia uite curcane, să ai, să pui pe masă la Thanksgiving. Adevărul, când ești delivery guy, ai ocazia să vezi cele mai spectaculoase case, cele mai tari case, cele mai tari faze, cele mai tari locuri, cele mai frumoase locuri. Opa, așa. Uite ce vale acolo. S-o arunc baxac să-l vale. Uite cum stă ăsta. Opa, așa. Uite cum stă ăsta. Ia. Ați mai văzut așa? Porci. Porci sau găini, terasă. Ia uite cum stă ăla la vale. Ia uite cum stă ăla la vale. Dăm înapoi, dăm înapoi. Dăm înapoi. Adevărul cu farmintongul ăsta, n-am luat prea multe baxa azi, am luat numai 75, că atât am avut pe farmintong. Dacă termine repede până la 2, pot să mă duc să mai iau altă rută. Asta e fain. Da, sincer să vă zic, văd acum pe aplicație că nu sunt așa de aproape. Sunt la 10 minute, 5 minute, 3 minute. Am unele baxă la 2-3 minute una de alta, la 1 minut. Am alte baxă la 10 minute. Deci nu e chiar atât de rapidă. Ia uite aici. Ia uite aici ce fain. Ia. Uite ce frumos. A? Cum e? Frumos, mă, frumos, mă. Dacă vreți să dați un like, un share, un subscribe, un comment, comentariu așa frumos, fără înjurături, fără lucruri urâte, nu vă convine ceva, scrieți frumos, nu vă obligă nimeni să vă abonați, dacă vreți din inimă și nesilit de nimeni și nesilit de împrejurări, dați un subscribe, dacă vă place materialele mele. O să încerc să... Deci, practic, ce fac pe canalul ăsta? Mă duc în fiecare oraș, în fiecare zi, sau 2-3 zile la rând în același oraș, depinde. Filmez lucruri tari, lucruri faine. După care, când am timp, filmez și vloguri de taile, cum lucrez la taile. Life is good, boys. Life is good. Enjoy your life. Enjoy your life. Auckland Community College. College, facultate de științe ale naturii. Bă, boys, nu știu cum se vede. Încerc să stau și eu bine cumva. Uite, mă, ce măcar au, mă. Bă, boys, adevărul că Farmington e zona faină, așa e zona frumoasă, așa e. E oraș
E oraș frumos. Având în vedere că zona e frumoasă, hai să dăm și un like, un share, un subscribe, dacă vreți, dacă doriți, dacă poftiți, mai veniți pe la noi. Hai să ne asigurăm. Aici e sediul de poliție, secția de poliție. Secția de poliție acolo a fost. Da, e fain așa orașul. Ce să vă zic, e... arată bine așa cât de cât. Acum la amiază e cam trafic pe aici. Aici vara, pe coloarul ăsta vara, se face, se organizează evenimente, e o, ca un fel de piață comercială, așa, ca un fel de bazar, cum se zicea în România, nu mai știu. Și fiecare aduce lucruri și le vinde, așa, mai ieftin le vinde. Și ai ocazia să iei lucruri, să zic eu așa, second hand, la mâna a doua. Pentru cei iubitori de second hand, vă așteptăm în Farmington. Vă poftim în Farmington. Se mai organizează și evenimente, concerte în timpul după amiezi, în timpul serii, așa, să zicem. Să zicem. Unde ar fi asta, mă, adresa asta 053? Unde fi adresa asta, mă? Asta e 081, 053. Unde o fi, mă, 053? Unde o fi, mă, 053? Cred că la următoarea. La următoarea adresă. La următoarea adresă. Da, da, da. Oare aici o fi? A? Ce ziceți? Vă sincer să zic, nu știu unde. Ia să punem noi pe GPS. Câteodată cu aplicația asta îți cam dă eroare, îți cam dă, te cam pune în ceață. 2, 3, 0, 5, 3, Farmington. Nu pe picioare, mă, mergem cu mașina. Trebuie să facem stânga. Trebuie să facem stânga. Trebuie să facem stânga. Trebuie să facem stânga și stăm pe banda asta de mijloc. Pentru că trebuie să facem stânga iară din nou. Mă, dar unde intri, mă, peste mine așa, mă? Mă, mă. Mă, nesimțitule, mă, neordinarule, mă. Salut, tanti. După ce au intrat, mă, și salută, cică. Bă. Nu ți-e rușine, mă? Au, aici ai. Aha, aici am ești. 23053. 53 31 53 53. Uite, mă, ce asfalt nou, mă, le-a pus la ăștia, mă. Uite, mă, ce asfalt nou le-a pus la ăștia, mă. Să vină la noi. Să vină la noi numărul 45. Să poftească la noi. Uite, mă, că ăsta are poarta închisă, mă.
Deschideți poarta creștinei. Ce mă, ce troc vechi acolo, ia. Ia, ia. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Ha? Se vede ceva? Nu se vede. Se vede ceva? Nu se vede. Ia, ia ce troc vechi. Soare frumos, cald, s-a încălzit tare, adevărat că s-a încălzit foarte tare. Azi dimineața era o ceață așa de tare, așa de mare. Ai, vai, 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 vai. Da, acum s-a încălzit frumos tare. Frumos, 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 frumos. Opa, așa. Aude ce s-a dus. Aude ce s-a dus baxele. Aude acolo. Aude acolo. Uite ce casă, intrăm aici la o casă frumoasă tare. O casă aici frumoasă tare. Bun, revenim. Da, boys. Și asta, după cum vă ziceam, s-a încălzit, dar așa de frumos s-a încălzit. Soare tot frumos. Stau la tricou. Ha. Stau la tricou. La tricou, la tricou. Adevărul că la noi în Michigan aici așa se schimbă vremea. Ai, băi, băi, băi. De la o oră la alta, de la un ceas la altul. De la o zi la alta. Când deodată ploaie și ceață și frig afară, când deodată soare. Da, soare cald, 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 cald. Ai, băi, băi. Zilele astea au nins, a nins. Gândiți-vă că e aprilie. Deja e aprilie și au nins zilele astea, nu știu, luni, ieri, nu, duminică și ieri puțin, dar duminică o nins. Așa ne amintesc, o nins dimineață câteva ore și după aia s-a oprit și s-a mai încălzit. Dar o nins, hai, vai, vai. Aici noi avem și avantaj și dezavantaj. La noi, Michigan, aici sunt lacuri multe și vin și curenți dinspre Canada, că e aproape Canada, la vreo 3-4 ore Canada. Și probabil că vin curenți și de acolo și vine ninsoarea din Canada și ne-o aduce nouă. Da, boys. Ia uite UPS-ul. Aia, nu-mi place să lucrez pe tine aia. Nu-mi place să lucrez la UPS. Să fiu sluga nimănui. Eu vreau să fiu sluga mea. Eu comand, eu execut. Eu mă cert pe mine singur dacă am greșit ceva. Mi se pare că e cel mai fain așa, nu? Da, boys. Ia uite. Ia uite aici, pe unde o luăm. Ia uite aici, pe unde o luăm. Ține-mă, Doamne! Dead end. Zice că se închide drumul. Așa zice. Bă, eu nu cred. Hai să facem stop. Și ai plecat la colindat. Și dă-i, frate, dă-i. Wow, ce fain e casă pe aici. Wow, ce fain e acolo, mă. Mă, ce casă faină, mă. Mă, ce casă faină, mă. Ce casă faină, mă. Acum am pus mașina asta, mă, pe chituc, mă. Chiar așa, mă, pe chituc, mă. Chiar așa, pe chituc, mă, ai pus-o, mă. Ce-ai pățit, mă? Ce-ai pățit, mă, bobiță, mă?
intram până în casă la om. Uite aici, ia, 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 ia. Ia, până în casă la om intram. Intram până în casă la om. Până în casă la om intram. Ce au ăștia pe acasă, frate? Ia uite. Ia uite. Ce o fi asta, mă? A, uite, mă, 3,99 ghezul. Ai, au mai coborât. Era 4 și acum 3,99. Încă suntem bine, suntem bine. Nu știu acum cât e în România, dar am auzit că e 8-9 lei litru acum, nu știu exact cât. Dați aici un like la Pepsi. Mai dăm cu Pepsi așa să avem putere. Nu prea beau așa mult, foarte puțin, totodată. Încerc să mă mențin așa. La noi, Michigan, aici e o glumă. Ci că 6 luni iarnă, 6 luni primăvară, vară, toamnă. În 6 luni dai cu frigul și bagi lemne la greu în sobă. Și 6 luni ai celelalte 3 anotimpuri dacă mai vrei. Happy Easter. Aha. Happy Easter. Vreau să dați un like, un subscribe, un share, un comment dacă v-a plăcut vlogul meu pe ziua de astăzi, introducerea mea, și vă doresc o zi minunată la toți și vă așteptăm la un nou vlog. O zi minunată la toți!